Am scos din nou canapeaua în câmp, de data asta am fixat-o bine și am ascultat glasul pământului. Am stat și am auzit de la distanță sunetul tăcut al carbonului care ajunge în sol. Iar aici se știe că îți vin cele mai bune idei. Dacă fermierul ar fi plătit pentru cât dioxid de carbon absorb plantele cultivate de el, atunci el ar fi miliardar, iar noi toți ceilalți săraci. Până și ideea asta care încolțește simt cum emană fericire și bună dispoziție. Și totuși, nu e chiar așa. Până să primească banii pentru asta, fermierii și-au energia și relaxarea de la ele, căci terapia prin plante ajută. Garantat! Relaxează fermierul din tine! Ștefan Gheorghiță, ce te preocupă în ultima perioadă? Ce frământări ai? Una din principalele preocupări, să zicem, și chiar și frământări, fiindcă rezultatul nu e foarte clar definit, ar fi sechestrarea sau înmagazinarea carbonului. Ar fi trei subpuncte. Ce poate face agricultura pentru această problemă? Ce are nevoie agricultura de a se face? Și cum se poate face? Și cum vezi soluția? Soluțiile încep să se cristalizeze. Aici partea care depinde de fermieri începe să se întâmple. Fermierii au început să se implice. Există o masă critică de oameni care au început de ceva ani să se ocupe de treaba asta. Aici fac o referire specială la colegii din AIDER, Asociația de Dezvoltare și Integrare Durabilă, care s-au ocupat de câțiva ani, au pus bazele, fundația și deja la ora actuală putem discuta de anumite lucruri datorită activității colegilor fermieri din această asociație. Avem o parte tehnică, avem o parte de nevoie și unde trebuie să apară un ajutor și vom discuta despre treaba asta și este o problemă efectiv dacă această practică chiar va fi suficientă pentru a rezolva problemele climatice. Ești pe canapeaua roșie în câmp, iar grupul de cercetători a spus că ajută la găsit soluțiile mai ușor, relaxarea, terapia prin plante te-a ajutat? Terapia prin plante ajută întotdeauna. E clar, cine își dorește, până la urmă, va găsi, dar nu neapărat singur, dar trebuie să găsească o soluție. Eu întotdeauna am avut o filozofie că orice problemă are minim o soluție, fiindcă altfel nu este problemă, așa spune matematica. Problema care rămâne este cum vom găsi o piață, cum vom reglementa această piață a certificatelor de carbon, o vom lăsa să se reglementeze la liber sau o vom ajuta și prin niște prevederi legale, naționale sau la nivel comunitar. Comisia Europeană discută de această problematică și încearcă să o abordeze global, dar fără să transmită un semnal ce are de gând să o facă ca și reglementare. Cum se va reglementa? Vom impune aceste certificate de carbon pentru firmele mari poluatoare? Cum se vor calcula prețurile? Va fi o bursă liberă? Nu va fi o bursă liberă? Ce vom face când nu vom mai avea suficiente certificate să producem și unii nu au de unde să cumpere? Întrebări sunt încă multe din punct de vedere al reglementării. Relaxează fermierul din tine.